Puține puncte desparte echipele din play-off de cele de pe primele locuri din play-out, iar lupta pentru primele șase locuri se anunță mai disputată ca niciodată în acest sezon. Universitatea Craiova are 25 de puncte și se află pe locul 4, dar alba albaștri au mari emoții pentru că urmează meciuri grele și lucrurile se pot schimba de la o etapă la alta. Rapid ocupant al locului 7 este la doar două puncte în urma Craiovei, iar șepșii de pe locul 8 la 3 puncte. În aceste condiții, o victorie la UTA devine obligatorie pentru a risipi pe moment emoțiile din rândul trupei antrenate de Costel Gâlcă. O, din cât am văzut, UTA joacă un fotbal mai, mai deschis. Așa că... Nu vă Nu, nu, nu. nu. V-am spus, e o echipă destul de bună. Pe propriul teren a scos destul de multe puncte și sperăm să găsim culoarele spre poarta adversă, pentru că e important pentru noi să marcăm, să marcăm cât mai mult și foarte important și am spus-o și în cealaltă conferință de presă să nu mai primim gol. Fiecare meci pentru mine este, o motivație, nu este nimic special că, că joc contra celor de la Arad. Într-adevăr, am avut o perioadă foarte bună contra, contra lor, sper să o țin tot așa și să-mi ajute echipa asta, e cel mai important, nu neapărat să, să scriu eu, cât să am o evoluție foarte bună. Crezi că după meciul la Arad sunteți pe podium? Nu ne mai facem planuri de, acest fel, ne gândim la următorul meci, Mereu ne-am făcut planuri și, și n a fost foarte bine pentru noi. Sperăm să, să luăm meci cu meci și vom vedea la sfârșit unde, unde ne vom clasa. Meciul dintre UTA și Universitatea Craiova se va disputa luni la ora 20.30. Arădenia au 18 puncte și se află pe locul 12, dar trupa pregătită de rednic este una greu de învins, mai ales pe teren propriu.